Cartofii prăjiți sunt în topul preferințelor culinare pentru mulți, dar un studiu realizat de o echipă de cercetători din China s-ar putea să le dea de gândit multora. Potrivit unor oameni de știință din China, un consum mai mare de alimente prăjite, în special cartofi prăjiți, crește riscul de anxietate și depresie. Specialiștii au ajuns la această concluzie după ce au testat peste 140.000 de persoane cu vârste de peste 11 ani. Rezultatele au arătat că unii participanți la studiu au prezentat un risc cu 12% mai mare de anxietate și cu 7% mai mare de depresie în comparație cu persoanele care au stat departe de mâncarea prăjită. Efectele au fost mai pronunțate în rândul bărbaților tineri. Cu toate astea, unii experți care studiază nutriția pun la îndoială studiul. Ei susțin că rezultatele sunt preliminare și că nu este clar dacă alimentele prăjite sunt cele care au declanșat problemele sau dacă persoanele care suferă de depresie sau de anxietate apelează la alimentele prăjite pentru confort, relatează știrile ProTV.ro.